am specificat exact motivul precis pentru care s-a dispus arestarea mea. O să trecem și peste asta. Am trecut peste altele mai grele. Partea proastă e că au de suferit persoanele care mă iubesc, adică mă refer familia mea și prietenii adevărați, dar totul trece. Alex Bodi a fost arestat din nou pentru o perioadă de 30 de zile. Fostul soț al Biancă Drăgușanu avea probleme cu legea încă de anul trecut, când procurorii au descins în locuința lui și l-au reținut. Ulterior a fost arestat preventiv. Măsura a fost înlocuită însă cu arestul la domiciliu și mai apoi cu controlul judiciar. Bodi Alexandru Nicolae, pe numele său real, a fost arestat ieri 11 octombrie. Se pare că Bodi a fost chemat în instanță, însă din motive medicale acesta susține că nu s-a putut prezenta la unul dintre termene, lucru ce a îngreunat situația și l-a dus din nou în arest. Alex Bodiar urma să stea în arest pentru o perioadă de 30 de zile. Această veste a plecat ca un fulger în showbiz. Musculosul scăpase chiar și de arestul la domiciliu și lucrurile păreau să se liniștească în viața lui, însă decizia judecătorilor de la Curtea de Apel Craiova e definitivă. Dispune arestarea preventivă a inculpatului Bodi Alexandru Nicolae pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data punerii în executare a mandatului de arestare preventivă, se arată în decizia judecătorească de ultimă oră. Magistrații au dispus ca mandatul să fie emis de îndată. Pe 30 septembrie, DICO ceruse înlocuirea controlului judiciar cu arestarea preventivă în cazul lui Bodi. Pe 4 octombrie, Tribunalul Gorj a decis că măsura controlului judiciar este suficientă. Procurorii DICO au contestat însă decizia, iar Curtea de Apel Craiova a hotărât ca Alex Bodi să fie arestat preventiv pentru 30 de zile. Am specificat exact motivul precis pentru care s-a dispus arestarea mea. O să trecem și peste asta. Am trecut peste altele mai grele. Partea proastă e că au de suferit persoanele care mă iubesc, adică mă refer familia mea și prietenii adevărați, dar totul trece, că e trecător. Atât binele cât și răul, nimic nu este la infinit. Deci sper că am lămurit chestia asta, să nu fie sau să existe alte speculații, să nu se interpreteze că aș fi făcut sau că s-ar fi redescoperit ceva rău de mine, că am alte capete de acuzare sau au apărut probe noi. Este doar din simplu fapt că nu m-am prezentat la anumit termen, unde bineînțeles aveam și obligația, dar am avut motiv justificat, am și există actele medicale depuse, dar se pare că nu a fost suficient așa ceva. În fine, un episod nou în viața mea, altă bătălie pe care o să o câștig, o să ne vedem mai chipzuiți și mai puternici. Sănătate la toată lumea și toate cele bune. Doamne ajută! Zi frumoasă! O să mai încerc o dată, să vedem dacă ține soarta cu mine. Sper să mă auziți. Spuneam că ăsta e primul live din viața mea. Și am recurs să fac chestia asta pentru a lămuri anumite chestii. Într-adevăr, e adevărat ce se întâmplă. Mă îndrept acum către autorități care mă așteaptă la mine acasă. Ceea ce vreau să subliniez este faptul că nu sunt arestat într-un anumit motiv, din faptul că am făcut eu anumite chestii, dacă au apărut anumite acuzații noi, martori noi, nu s-a întâmplat nimic de genul. Totul este ca și până acum. Din partea mea nu a fost vorba de nimic. Singurul motiv pentru care s-a dispus arestarea mea preventivă a fost faptul că eu la anumit termen nu m-am prezentat. Din motive medicale, justificate, bineînțeles. Cu adeverință medicală de la doctor, cu starea mea de sănătate, hârtie oficială că trebuia să stau 4-5 zile repaus. Dar se pare că lucrurile astea nu au fost de ajuns și domnii au decis arestarea mea preventivă. Nici de cum un avertisment sau poate un arest la domiciliu, cum am făcut.